noastră, precum și actele ce s-au împlinit acum la 100 de ani, căreia îi dau citire prin acest act de comemorare a eroilor căzuți în războiul de reîntregire a neamului 1916-2016. Cu puterea, cu lucrarea și cu harul milostivului Dumnezeu cel întreime slăvit, aducem un pios omagiu aici, în localitatea Poiană Sărată, scumpilor ostași, care, având credința în suflet și dragostea de neam și glie, s-au jertfit, pierzându-și viața în primul război mondial, pentru unirea și dezdrobirea noastră, pentru libertate, credință și neam. Văzând crestele înverzite ale munților și unduirea apei ce desparte un munte de altul, ai ocazia, trecând prin Poiana Sărată, să mărturisești că mare minune s-a întâmplat atunci când Dumnezeu s-a oprit și și-a golit sacul cu frumuseți în această depresiune din Carpații Orientali pe Valea Uitusului. Aici s-a întemeiat în anul 1823, printr-o înțelegere între regimentul de graniță secuiesc și 24 de familii de români, acest sat ca un spațiu de graniță între Imperiul Austro-Ungar și România. Această comunitate mică, având oameni vredni și gospodari cu case frumoase, păduri bogate și ape limpezi, s-a aflat în relativ scurta sa existență de 193 de ani în vâltoarea istoriei, fiind marcat de marile evenimente istorice petrecute după înființarea sa. Revoluția de la 1848, primul război mondial, dictatul de la Viena, al doilea război mondial și-au făcut parcă drum special prin acest sat, făcând din el adesea, pentru lungi perioade, un loc al morții, durerii și suferinței. Ca recunoștință pentru jertfa eroilor din războiul de întregire, s-au ridicat în sat, în anul 1930, Biserica Neamului, loc de rugăciune pentru veșnica odihnă a celor căzuți pe câmpul de onoare, precum și cimitirul eroilor, ridicat tot în anul 1930 de către Societatea Cultului Eroilor. La aproximativ 20 de ani de la acest conflict armat, în anul 1935, la inițiativa Asociației Surorilor de Caritate din Război, în organizarea Prefecturii Județului 3 Scaune, s-a desfășurat prima manifestare de nivel național pentru comemorarea eroilor. Anul acesta, la împlinirea 100 de ani de la începutul conflagrației, cu binecuvântarea și implicarea noastră, cu sprijinul Oficiului Național pentru Cultul Eroilor din Ministerul Apărării Naționale, la care s-a adăugat efortul Primăriei Comunei Uituz, al Parohiei și Asociației Sfântul Elie Poiana Sărată, am îmbrăcat în straie noi atât mormântul locotenentului Nicolae Macarie, primul erou rănit și mort când s-a trecut granița la Poiana Sărată în noaptea de 14-15 august 1916, în războiul pentru întregirea neamului, cât și cimitirul internațional al eroilor în care își dorm somnul de veci 1900 de ostași români și străini. Purtăm astfel în rugăciune noastre numele eroilor și martirilor care au ctitorit edificiul neamului românesc și au apărat demnitatea națională și credința strămoșească, încredințându-și viața în mâinile lui Dumnezeu. Scriem astăzi cu recunoștință o pagină de aur în cartea acestui neam ce a fost răstignit de mai multe ori în istoria sa, dar tot de atâtea ori a știut să învieze. Despre jertfa acestora vorbesc manuale de istorie, monumentele funerare închinate lor, muzeele și bibliotecile ce poartă înăuntru lor, ca pe odoare sfinte, amintirile de neuitat ale unui sacrificiu ce nu poate fi egalat. Comemorarea de la Poiana Sărată reprezintă un semn al recunoștinței noastre pentru faptul că trăim într-o Românie creștină, liberă și demnă, arătând că avem datoria sfântă de a-i purta în gândurile și rugăciunile noastre, de a demonstra prin fapte că idealurile pentru care s-au sacrificat sunt astăzi mediul în care românii își cresc și educă copiii, își mărturisesc credința și își exprimă libertatea de gândire. La acest moment de cinstire, noi, Ioachim din mila lui Dumnezeu, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, alături de Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, sfințim monumentul consacrat eroilor căzuți la datorie în primul război mondial în localitatea Poiană Sărată. Cu acest prilej a fost oficiată Sfânta Liturghie Arhierească, în cadrul căreia au fost pomeniți ostași români căzuți la datorie și s-au făcut evocări și se fac evocări de către reprezentanți ai autorităților de stat, județene și locale, precum și al unor asociații pentru cultul eroilor și al veteranilor de război. Slavă eroilor neamului! Veșnică le fie pomenirea
din neam în neam și în vecii vecilor.